În perioada pandemiei, în prima linie, luptă nu doar angajații sistemului medical, dar și cei care prelucrează testele la COVID-19. 10 laboratoare din țară procesează zilnic mii de probe, astfel încât pacienții să afle diagnosticul cât mai curând posibil și să înceapă tratamentul. Mariana Apostol lucrează în laboratorul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică de 17 ani. De la declanșarea pandemiei în țară, acesta a fost divizat în două pentru ca o secțiune să se ocupe doar cu testele pentru COVID-19. Dacă laboratorul este deschis din orele 7, laboratorul nu are oră când se închide, pentru că toate probele care au fost aduse la ziua respectivă nu merg acasă din personal până când nu sunt examinate până la ultima probă care a fost recepționată în ziua respectivă. În laborator muncesc 17 specialiști. Zilnic aici ajung până la 700 de teste. Rezultatul unuia este gata în aproximativ 7 ore. Toate momentele astea le vezi că sunt oameni suferinți și sunt foarte momente dificile ca să înțelegi că ar putea fi fratele tău, ar putea fi mama ta, ar putea fi rudele cele apropiate. Se întâmplă foarte momente chiar câteodată îngrozitoare, pentru că au fost momente de protocoale chiar și până aproape în 80% de pozitiv. Vestea că un coleg a fost răpus de virusul ucigaș a fost ca un trăsnet pentru cei care muncesc în laborator. Eu sunam în continuu. Eu sunam și eram foarte, într-un fel, supărată că nu răspunde. Eu vreau să clarific niște momente, ca la scurt timp să înțeleg că dumnealui a decedat de COVID. Mariana Apostol spune că din luna martie lucrează fără zile de odihnă, iar la o vacanță nici nu poate visa. Pentru a nu-i pune în pericol pe cei dragi, ea s-a izolat de copii și de soț, iar părinții nu i-a mai văzut din primăvară. Cineva dintre cei care nu cred, măcar pe câteva clipe să se urmărească cu ochii în laborator ce se întâmplă, cum se lucrează, câtă dedicație este, cât de mult toate lucrurile sunt astea. Eu cred că și-ar schimba părerea.